Salut! Bun venit la cursul de limbă engleză pentru începători! Haideți să vorbim despre dormitor și despre obiectele aflate în dormitor. Cum spunem în limba engleză dormitorul? The bedroom. The bedroom. Și să începem cu cuvintele. Să vedem primul cuvânt. Este bine să repetați după mine cuvintele. The bed. The bed este patul. The nightstand. The nightstand este noptiera. The lamp. The lamp este lampa. The pillow. The pillow este perna. The bed sheet. The bed sheet este cearceaful. To sleep. To sleep înseamnă a dormi. To open TikTok. To open TikTok. A deschide TikTok. The quilt. The quilt este plapuma. The slippers. The slippers sunt papucii de casă. The carpet. The carpet este covorul. The wardrobe. The wardrobe este dulapul de haine. Haideți să repetăm cuvintele pentru a le reține mai ușor. The bed. The nightstand. The lamp. The pillow. The bed sheet. To sleep. To open TikTok. The quilt, the slippers, the carpet și ultimul cuvânt, the wardrobe. Să trecem mai departe și să vedem și propozițiile. Laura made the bed, stretched out the sheet, placed the pillow and brought the quilt. Haideți să repetăm propoziția pentru că este o propoziție puțin mai lungă. Laura made the bed, stretched out the sheet, placed the pillow and brought the quilt. Ce înseamnă asta? Laura a făcut patul, a întins cearceaful, a așezat perna și a adus plapuma. He picked up his cell phone from the nightstand, turned on the lamp and opened TikTok. He picked up his cell phone from the nightstand, turned on the lamp and opened TikTok. El a luat telefonul mobil de pe noptieră, a aprins lampa și a deschis TikTok. Florian can't sleep because he's worried about his mother. Florian can't sleep because he's worried about his mother. Ce înseamnă asta? Florian nu poate dormi pentru că își face griji în legătură cu mama lui. The slippers were on the carpet. The slippers were on the carpet. Pe covor se aflau papucii de casă. Anna opened the wardrobe and chose a dress. Anna opened the wardrobe and chose a dress. Ana a deschis dulapul de haine și și-a ales o rochie. Haideți să mai repetăm încă o dată aceste propoziții pentru a reține mai bine cuvintele. Laura made the bed, stretched out the sheet, placed the pillow and brought the quilt. He picked up his cell phone from the nightstand, turned on the lamp and opened TikTok. Florian can't sleep because he's worried about his mother. The slippers were on the carpet. Anna opened the wardrobe and chose a dress.